Doamnelor, domnilor, bună seara! Începe o nouă ediție a emisiunii Scenă Deschisă, iar în această seară, în platou alături de mine, este idolul copiilor, adolescenților, dar prin multă muncă a reușit să fie plăcută și de părinții și chiar de bunicii din întreaga țară. A reușit să cucerească toate platformele sociale. O să vorbim, o să vedeți exact de câte milioane de persoane vorbim mai exact, dar cu siguranță mulți dintre voi, dacă nu știți fața, îi recunoașteți vocea din spatele multor personaje din desene animate. În platou, în această seară, alături de mine, este Andra Gogan. Hello, bine ai venit, bună. Andra! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație, foarte frumos la voi! Mulțumim tare mult și pentru că vorbeam despre faptul că ai cucerit platformele sociale, o să te rog să mă corectezi dacă greșesc. Pe Instagram aproape 1 milion de urmăritori, pe YouTube te apropii cu pași repezi de 2 milioane de subscriberi, iar pe TikTok, e platforma unde ești cea mai urmărită, peste 10 milioane de oameni. Da. Și aș vrea să ne spui ce se află de fapt în spatele succesului și în spatele acestei reușite de a avea atât de mulți oameni care te urmăresc. Păi sunt foarte multe ore de muncă și de focusare în ceea ce îmi place, pentru că eu în general am făcut ceea ce îmi place și din fericire am putut să fac asta pe social media, iar lumea să aprecieze. Adică în general am vrut să dau oamenilor energia mea și asta a prins cel mai mult de când m-am apucat de YouTube. Acum 7 ani de zile m-am apucat de YouTube, apoi Instagram și TikTok au apărut pe parcurs, dar în general am făcut totul de drag și am vrut să le dau din pasiunea și energia mea copiilor și adolescenților. Și așa au crescut abonații. Nu a fost ăsta scopul. Scopul a fost să fiu acolo și să fac ceea ce îmi place. Dar ce a declanșat? De fapt, dorința, mai mare? Nu, dorința de a intra în mediul online. Sincer, eu și Răzvan suntem în lumea artistică de mici. Pe scenă, de la 3 ani, la concursuri de muzică, la concerte. Am avut primul nostru turneu când eu aveam 10 ani și el 7 ani. Și noi a trebuit să ne prezentăm, noi a trebuit să facem tot. Să și cântăm, să și vorbim cu publicul, să și vindem biletele. Și de atunci umpleam noi sălile din mai multe orașe. Și mami la un moment dat ne-a întrebat, dar cum vedem și noi că creștem în lumea asta? Adică, cum monitorizăm acest lucru? Și din fericire a apărut YouTube-ul și din fericire cineva mi-a spus, dacă nu ești youtuberiță, nu te pot chema la interviuri prin alte țări să intervievezi diversi actori pe care îi apreciez de la Disney. Și am zis, ok, bun, atunci așa o să fac și m-am apucat de YouTube în acea zi în care mi-a spus că pentru că nu ești youtuberiță, aha, și m-am apucat de YouTube. Și am început în momentul în care nu era aproape nimeni pe YouTube, erau doar vreo 10 youtuberi și așa am ajuns eu în top 10 youtuberi din România în 2018. Deci cumva ai primit o palmă, să spunem așa, cumva cineva ți-a spus că dacă nu faci asta, nu poți să-ți duci visul mai departe. Exact. Și ai spus, în asta constă, asta fac. În seara m-am apucat și am învățat singură de pe YouTube cum să editez, mi-am descărcat aplicații și aia a fost. Și cât a durat până când ți-ai și postat primul vlog? Următoarea zi mi-am postat primul vlog, pentru că în dimineața respectivă am editat primul meu vlog. Eram clasa 12-a, dar am fost destul de studioasă când eram mică și nu m-a deranjat, adică am putut să le fac pe amândouă, și învățatul și social media. L-ai menționat pe fratele tău, ai menționat-o pe mama ta și chiar voiam să te întreb, pentru că te urmăresc pe platformele sociale și te văd împreună cu tatăl, cu mama ta, cu fratele tău. Da. Cumva munciți împreună. Cam cum sunt distribuite sarcinile? Asta este și micul nostru secret și de ce a mers totul așa de bine, pentru că lucrăm în familie. Suntem ca o mașinărie care dacă una din piese pleacă, nu mai merge așa de bine. Și cum a fost să fiecare să-și împartă sarcinile în funcție de cât de grea este sarcina. De exemplu, dacă filmăm, suntem pe set, avem o zi de filmare pentru serial. Mami se ocupă de contracte, de actori, să vorbească cu ei, să fie totul în regulă, poate de scene, să nu ratăm o scenă. Răzvan este regizor în general și DOP, adică el se ocupă de cameră, unde să fie poziționată camera și cum să joace actorul. Eu joc sau eu mă ocup și de social media, de marketing, pentru că am și terminat o facultate în marketing și cum să distribui informația ca oamenii să afle că noi facem acel lucru și să le aștepte cu drag. Iar tatii se ocupă de catering, ne mai duce cu mașina,
Aleargă. Și mami și tati pe set se numesc runneri. Și ne ajută în orice. Adică dacă trebuie să ține cineva bumul și n-are cine să țină, mami îl ține pentru sunet. Și chestii de genul. Adică sunt acolo pentru noi mereu. Și pentru că spui că lucrați în familie, aș vrea să te întreb, pentru că sunt foarte mulți tineri, copii și nu numai, actuali părinți care au avut o copilărie, așa cum o voi descrie în cuvintele următoare, cât de important este să ai susținerea familiei în ceea ce vrei tu să faci și să nu-și dorească părinții un anumit lucru pentru tine și cumva să te îndrume spre acel lucru, deși poate tu nu-ți dorești să faci asta. Cred că e 100% important, adică de acolo pornește toată educația și tot drumul în viața al copilului, pentru că dacă îl scapă de sub control, el o să intre în anumite... O să aibă anumiți prieteni care poate n-o să-i îndrume așa cum trebuie. Important este, paralel cu școala, să fie și alte direcții pe care copilul și-o dorește. E foarte important să-i ascultăm pe copii ceea ce își doresc și să fim alături de ei cu tot ce își doresc. Că nu totul nu la orice activitate necesită bani sau implicarea lor neapărat, ci pur și simplu acceptul lor pentru ceea ce lor le place. Pentru că ai vorbit și de școală, ai simțit vreodată presiunea din partea părinților? Trebuie să înveți. Dacă nu înveți, o lăsăm mai moale cu partea de online sau cu partea artistică dacă nu merge școala. Nu mi-au zis niciodată că lăsăm mai departe. Din contră, mă scuteau de la școală ca să merg la o emisiune. Adică făceam sacrificii pentru lumea artistică mereu, de când eram mică. Și mami, dacă primea astăzi telefon că trebuie să fim în Brașov la un concert cu grupul de muzică Bimbam în care eram, păi mă lua de la școală și plecam la Brașov cu trenul, chiar dacă n-aveam mașină, adică chestiile astea contează foarte mult. Dar paralel se ocupa extrem de bine și mami și tati de noi de școală. Deci și eu și fratele meu eram chiar olimpici la matematică, adică ne-a plăcut foarte mult și școala și activitățile extrașcolare, dar niciodată nu lăsam activitățile pentru școală. Școala, și doamna învățătoare îmi spunea, școala este pe locul 1, activitățile pe locul 2. Și apoi cumva eu îi explicam că ea a fost o drăguță, că pentru mine activitățile pe locul 1 și școala pe locul 2, dar nu le ziceam direct oamenilor în fața asta. Dar primești des întrebarea, ce te-a ajutat pe tine școala în cariera pe care o ai în acest moment? Pentru că tu intri în direct cu urmăritorii tăi și da, ei îți spun tot felul de întrebări. Da, nu primesc întrebarea, dar mulți îmi spun, poate mai adulți, termină și tu, fă și tu educație, fă și tu o școală, o facultate, fă-ți o familie, nu mai te mai muțări pe internet. Și chiar le spun frumos, păi uite, am terminat și școala și liceul și facultatea, chiar am toate studiile la zi și o diplomă și tot ce trebuie. Am o familie fericită și o duc bine și pe plan profesional și pe plan personal. Totul este ok. Dar eu consider că școala te ajută foarte mult. E important să faci școală pentru tine, pentru ce o să-i predai tu, ce o să-i spui tu copilului tău când o să fii mămică sau tătic și o să știi, măi, uite, am învățat eu la istorie în clasa a 7-a. Adică pentru tine e informațiile alea, nu pentru altcineva. Știu că sunt importante notele și așa, dar tot pentru tine înveți. Așa că copilul ar trebui să învețe totul ca pe o poveste și să fie totul ca o, nu știu, să meargă la școală, să acumuleze informații și să le țină acolo pentru el, să le dea mai departe celorlalți. Să poată comunica, că dacă nu mergi la școală, nu știi să vorbești și nu poți să-ți faci prieteni. Deci școala e importantă pentru socializare și pentru viitor să ai niște informații în căpșor. Spuneai că pentru tine activitățile erau pe primul loc, școala pe locul 2, dar asta nu înseamnă că ai neglijat școala. Niciodată, nu. Și aș vrea să te întreb dacă ai știut dintotdeauna că vrei să fii artist. Da. Da, păi mămica și tăticul meu mi-au pus, pe mine mă cheamă Alexandra de fapt, ăsta e un secret al meu și mai am niște prenume, ei mi-au spus Andra de când eram mică pentru că își doreau să ajung ca Andra Măruță și au zis, uite, dacă ea e Andra pe scenă, poate dacă îi spunem Andra de la Alexandra, poate să ajungă și ea ca ea sau ca Ina, că și pe Ina tot Alexandra o cheamă și de mică părinții și eu am știut că vrem să fim în lumea artistică și mereu când aveam 3 ani îmi luam un pieptăn în mână, mă urcam pe un scaunel și începeam să cânt. Și am fost la prima mea emisiune la Tip Top Mini Top când aveam 3 anișori.
Și tot așa, adică de mic am știut că vreau să fac asta. Nu știam de YouTube, că nu exista YouTube atunci, dar îmi doream să fiu pe scenă și să cânt în fața unui public mare și s-a întâmplat și sunt fericită. Și s-a întâmplat și a intrat și în cartea recordurilor, da, pentru că ai susținut cel mai lung concert de un copil, 3 ore și 20 de minute. Exact, exact, 3 ore și 20 de minute. În continuu, 55 de melodii, dacă nu mă înșel. Da, aveam 10 ani, aveam 10 ani și m-am mișcat, i-au zis, băi, hai să facem o nebunie și hai să intrăm în cartea recordurilor. Eram în Constanța la un festival și aveam piesele astea. Eu deja aveam aceste melodii că am intrat în cartea recordurilor și pentru cele mai multe albume pentru copii făcute vreodată, tot pe la 10 ani, eu și fratele meu. Și am cântat acele piese. Erau piese pentru copii, erau și piese mai grele, dar au fost ușurele și drăguțe și le-am cântat live până când cineva acolo la sunet nu a mai vrut să ne dea muzica, că mai cântam, sincer. S-a stricat un aparatul, ceva de genul, că mai dădeam un pic din mine. Apropo de ce faci în mediul online, pentru că multă lume de acolo te știe, din mediul online, ai toate acele filmulețe, coreografii pe care le înveți, trenduri pe care le urmărești, trebuie cu siguranță să urmărești, să vezi ce funcționează, ce prinde la public, ce nu. Exact. Cum e de fapt Andra Gogan? Ești așa cum apari pe rețelele sociale sau este un rol pe care îl interpretezi? Multă lume crede acest lucru și când mă întâlnesc față în față zic, a, tu chiar ești ca pe online, tu chiar zâmbești mereu și ești pozitivă. Am și eu zilele mele când sunt tristă și mai pun câteodată și pe internet, că uite, astăzi sunt mai tristă, am avut o zi mai proastă, puteți să-mi dați niște gânduri pozitive, cum și eu vă dau gânduri pozitive mereu și oamenii care țin la mine îmi scriu. Dar, în general așa sunt. Sunt energică, dansez pe stradă, dacă mai vedea pe stradă câteodată la o trecere, repet o coreografie pe care trebuie să o fac pe TikTok, pe care vreau să fac pe TikTok și îmi place să dansez, îmi place să cânt și îmi place să fiu fericită pentru că sunt prea mulți oameni triști și mulți avem supărări și poate un zâmbet pe stradă de la un om pe care nu-l cunoști sau îl cunoști îți dă așa o energie bună. Foarte, foarte interesant că spuneai că ai și tu zile proaste și cumva ceri din partea urmăritorilor să-ți aducă un zâmbet pe buze. Da. Dar nu se întâmplă des lucrul ăsta, pentru că tu, așa cum spuneai, ai obișnuit pe oameni să apară cu zâmbetul pe buze. De curând. De curând am început să fiu... De ce nu ți arăți și partea asta mai mult tristă în online? Mai pun câteodată și mai postez pe social media diverse TikTok-uri în care, de exemplu, dacă plâng, doamne, deci e foarte amuzant când plâng, dacă mi-a venit să plâng dintr-un motiv anume, zic, hei, stai, nu plâng oricând, pot să fac un TikTok din treaba asta. Adică nu să plâng să arăt că sufăr, ci să plâng pe o piesă de actorie din aplicație, că există diverse pasaje de actorie. Și încerc să fac din plâns un lucru pozitiv, știi? Adică mereu încerc să fac din fiecare lucru negativ un lucru pozitiv. Și am început să postez că sunt și tristă câteodată pe online ca să vadă că și eu, ca persoană, am supărările mele, dar dimineața este o nouă zi și ne trezim cu veselie pentru că fiecare zi începe bine. Și care sunt reacțiile venite la astfel de filmulețe neobișnuite pentru public? Sunt foarte mulți oameni, mai ales fanpage-urile și oameni care mă cunosc personal, care îmi scriu și în comentarii și personal, hei, sper că ești bine, tu ești mereu cu zâmbet pe buze, tu m-ai ajutat în zilele în care eu am fost tristă și mulțumesc, Andra, uite, acum îți dau eu energia mea. Și îmi place foarte mult când primesc mesaje lungi în care spun că tu mi-ai făcut copilăria sau o perioadă din viața mea grea, mi-ai făcut-o mai bună pentru că îți vedeam zâmbetul și știam că se poate și că pot să trec peste. Să urci pe scenă sau să fii în top pe rețelele sociale? Să fii în top pe rețelele sociale. Să urci pe scenă e foarte frumos și relaxant, că e ceva real și ești cu publicul. Pe social media e foarte mult... E greu să poți să urmărești trenduri, pentru că printre trenduri apar și chestii care te pot supăra. Că sunt sigură că fiecare om care se uită pe social media în continuu nu rămâne neapărat cu un gust plăcut după. De aceea încerc să evit să stau foarte mult pe social media și intru foarte rar. Foarte doar pe... interesant ce spui. Da, da, deci efectiv las ore, 5 ore, nu stau deloc, pentru că mi-am dat seama că de multe ori când închid telefonul n-am o față zâmbăreață, am o față tristă. Și asta nu-i bine. Înseamnă că trebuie să stăm mai puțin pe social media și eu ce fac? Intru pe, nu pe For You, intru pe following, pe oamenii pe care îi urmăresc doar, ca să pot să văd doar oamenii pe care eu îi apreciez și astfel ei mă inspiră într-un mod bun
Ies de pe aplicație, fac un TikTok, de exemplu, în stilul pe care l-am văzut și apoi îl postez și nu mai intru pe social media. Foarte interesant că vine din partea unei persoane care se ocupă cu rețelele de social media și vine și spune, hai să nu mai stăm atât de mult pe rețelele sociale. Eu le zic și pe live oamenilor, uite, eu știu că acum stați cu mine pe live, dar vă recomand cu drag să nu mai stați așa de mult și să vă ocupați de viața voastră, pentru că noi, de fapt, pe internet ne uităm la viața altor oameni. Și dacă ne uităm la viața altor oameni, nu putem să ne concentrăm pe viața noastră, care e mult mai importantă decât orice. Viața ta e pe rețeaua socială? Da, da. Din păcate și din fericire mi-am pus viața pe social media, dar... Să zicem că mă bucură faptul că oamenii îmi văd viața, pentru că pot să iau un exemplu din ea, cel puțin copiii care poate trec prin bullying sau trec prin momente grele, văd că eu am trecut prin așa ceva și am trecut peste și am reușit și poate așa le dau și lor energie, dar este și o parte negativă, pentru că punându-ți viața pe social media, diverse persoane apar din exterior și pot să-ți ia din bucățica ta de fericire. Și s-a întâmplat asta de foarte multe ori, dar... Sunt puternică, suntem o familie puternică și trecem peste orice. Pentru că ai adus în discuție mai devreme decât aș fi vrut eu să discutăm despre subiect, și anume bullying-ul, spune-ne povestea ta, pentru că te-am auzit și în live-uri cu urmăritorii, dând exemple, cumva voalat așa, nu ai spus chiar cu subiect și predicat ce s-a întâmplat și cum ai reușit să treci peste. Păi eu cred că bullying-ul a început de când eram în școala generală. Aveam o colegă care nu-i plăcea, căreia nu-i plăcea zâmbetul meu. Spunea că ea zâmbește prea mult. Mi se zicea Gabriela în școala generală și... Uite, ți-am mai aflat un prenume. Da. Până la final poate l-a aflat și pe al treilea. Nu-i plăcea că eu zâmbeam și că eram prea copilăroasă. Și eu aveam grupul meu de prieteni în clasă care era mai pozitivă și erau și câteva fete care... erau puțin mai serioase și de ce eu sunt așa fericită. Că, de fapt, pe oamenii supără acest lucru. Când voi văd pe alții fericiți, că ei nu sunt fericiți, dar, de fapt, ei trebuie să-și ia energia din oamenii aceia, nu trebuie să fie supărați. Bun, și de atunci a început bullying-ul din generală. La liceu a fost totul ok, m-am înțeles foarte bine cu toată lumea, n-am zâmbit așa de mult, pentru că am înțeles că e cam deranjează pe oameni și era mai serioasă. Ce s-a întâmplat? Pe social media la fel, pentru că eu aveam o vârstă, aveam 18 ani și făceam content pentru copii și eram așa de energică. Lor li se părea că joc un rol, tot așa, și de-aia oamenii au început să nu aprecieze acest lucru. Apoi, mai încolo, am început să ne duelăm între noi pe internet, youtuberii cu youtuberii. Și erau la modă chestia asta și, din păcate, ideea este că eu eram cumva reprezentantul copiilor și atunci când cineva făcea content nepotrivit pentru copii, deși publicul lor erau doar copii, nu înțelegeam ce se întâmplă și a trebuit să atrag un semnal, de alarmă și ei s-au simțit foarte afectați și au atacat foarte rău. Și cum au atacat? Prin fizic. Atunci când te iei din fizicul omului, deja e altă poveste, pentru că atunci pur și simplu te iei de el, de tot ce a clădit până atunci și îi pui o etichetă pe care toți o cred pentru că asta vrei tu să creadă, știi? Dar, din fericire, nu știu, am fost pozitivă și deși familia mea a fost destul de jos, a fost foarte jos, din cauza comentariilor negative care încă există, eu i-am ridicat și am zis, hai că putem și noi am muncit foarte mult, de la 3 ani. Nu putem să ne dăm bătuți acum, pentru că am clădit un castel pe care nimeni nu ne-l poate distruge. Asta a fost mentalitatea. Cumva te-ai automotivat? Da. Ai avut puterea asta? Da. Pentru că am fost foarte mândră de mine, nu într-un mod arogant, ci mândră de cât am muncit până atunci, cât au investit părinții noștri, cât timp și câtă energie, nu bani, că nu bani au fost la mijloc, ci doar perseverența lor și pasiunea noastră a câștigat și nu se poate să renunți când oamenii au nevoie de tine, pentru că oamenii au nevoie de un exemplu curat pe internet, curat, care nu înjură, care nu se dezbracă pe internet, care pur și simplu e acolo pentru ei orice ar fi. Cât crezi, apropo de influenceri, tot așa, în general, și din România și din state, pentru că tu cunoști foarte mulți influenceri din Statele Unite ale Americii, câți dintre acești influenceri fac ceea ce fac gândindu-se doar la bani? Oh. Pentru că tu mai devreme ai spus că pentru voi nu au contat banii, ci toată energia pe care ați depus-o în acest proiect. Probabil vreo 70-80%. Mai în România
Sunt sigură că sunt foarte mulți care fac și de pasiune, de drag, dar cel puțin în străinătate am cunoscut oameni foarte pasionați. Sunt și acolo, normal că sunt și acolo oameni care o fac pentru afacere, pentru bani, pentru popularitate, dar cei pe care eu i-am cunoscut, uite, să zicem că sunt dansatori și văd că dansează cu tot sufletul și nu dansează ca să câștige vizualizări, dansează că le place să danseze. Sau sunt oameni care creează chestii foarte calitative, se chinuie foarte mult, editează ei, adică știu un TikToker de 35 de milioane de abonați, un prieten, care editează el tot ce face și faptul că el editează, asta arată cât de pasionat este. De exemplu, și eu meditez tot ce fac, pentru că iubesc să editez și asta arată pasiunea. Chiar dacă stau ore să fac asta și în orele alea... Și vrei să-ți pui amprenta de la A la Z? Da, da, și vreau să simt că eu am muncit acolo și că dacă are succes, wow, e succesul meu, tot succesul meu. Sunt oameni care plătesc alți oameni să-i filmeze, să-i editeze, asta nu e o problemă, pentru că fiind atât de sus, e bine să-i ajute și alții. Dar cât de frumos este să faci tu acel lucru și să primești laude pentru acel lucru. Am cunoscut și oameni așa și oameni așa, dar nu-i judec. Pur și simplu consider că e o perioadă în care ei au nevoie de aprecierea publicului, pentru că nu se poate aprecia destul pe ei. Asta e problema. Pentru că am vorbit de Statele Unite ale Americii, mergi des în state și de fiecare dată te întâlnești cu TikTokeri, influenceri foarte cunoscuți în Statele Unite ale Americii. Da. Ce înseamnă pentru tine legătura, schimbul acesta de experiență, dacă îl putem numi așa, cu colegii tăi din state? Este extrem de bun, pentru că îmi dau o energie foarte, foarte interesantă. Noi le dăm energia noastră. Ei, la fel, ei s-au săturat un pic de colegiilor de acolo, care unii sunt așa, unii așa, cum fiecare avem colegi mai diferiți în locul unde lucrăm. Ei se bucură de energia noastră europeană, noi ne bucurăm de energia lor americană, pentru că cumva au fost crescuți altfel, americanii. Și este combinația asta între europeni și americani e foarte interesantă, pentru că noi venim cu o pasiune și o energie și un chef de treabă, iar ei vin cu pozitivitatea. Ei sunt foarte pozitivi, zâmbesc mereu, totul este bine, nimic nu se poate întâmpla rău. Față de alte situații în care aici, să zicem, mă întâlnesc cu cineva care doar știe să mă critique, doar îmi spune o chestie negativă, nu îmi spune și rezolvarea la chestia negativă, îmi spune doar nu e bine ce faci. Trebuie să-mi spui nu e bine ce faci, ai putea să faci așa ca să fie mai bine. Asta se întâmplă acolo. Acolo toată lumea îți dă un sfat. Toți suntem egali și m-am fost la o premieră de film unde am întâlnit oameni extrem de importanți pentru mine, care mă considerau la același nivel cu ei. Mi-a zis o actriță din High School Musical foarte tare, mi-a zis, dar nu mai îți cere scuze, ăsta e locul tău, aici trebuie să fii. Nu vezi că te potrivești cu peisajul, tu ești, aici trebuie să fii. Wow! Deci mi venea să plâng, eram cu fratele meu și eram, nu pot să cred că oamenii sunt așa de sufletiști. Deși la televizor nu par chiar atât de deschiși cu oamenii necunoscuți, pentru probabil că până la urmă ei pe tine n-aveau de unde să te cunoască, exact. Te-au cunoscut atunci. Pentru prima oară și li s-a părut că sunt de acolo și m-au tratat ca pe o prietenă. Asta a fost super. O să vreau să discutăm și despre munca din spatele succesului de pe rețelele sociale, dar luăm acum o scurtă pauză și revenim de îndată. Am revenit la Scenă Deschisă, doamnelor și domnilor. În continuare alături de mine este Andra Gogan și așa cum le promiteam telespectatorilor, vom vorbi despre ce înseamnă munca propriu-zisă din spatele a tot ce creezi tu pe rețelele sociale. Și aș vrea să ne explici chiar pe baza unui anumit filmuleț, să ne explici toți pașii. De ce? Pentru că sunt sigură, mulți oameni au impresia că ți-ai pus telefonul, ai dat rec, te-ai mai muțărit, cum ai spus tu ceva mai devreme, în fața telefonului și gata, a venit succesul. Da, cum e de fapt? În primul rând, pentru a ajunge să poți să postezi aproape orice și să ai succes, e un dita mai drum pe care l-am parcurs foarte încet, am urcat câte o scară, ca să, cum am zis, dacă urci peste noapte, nu e castelul foarte clădit, deci nu poți, o să cadă castelul. Dacă urci încet, o să ai castelul mare și frumos și nimeni, și cineva dacă ți ia o cărămidă din castel, nu o să cadă, pentru că ai multe, multe cărămizi. Deci, ca să poți ajunge acolo, trebuie să ai răbdare. În primul rând, răbdare. Și să nu vrei peste noapte succesul. În al doilea rând, când
faci un video pe internet, de exemplu, o să spun un video pe care îl fac cu părinții mei, da? Pentru că e foarte amuzant când lucrăm toți trei. Este un video în care trebuie să le explic în engleză fiecare ce înseamnă. Trebuie să le zic când ei trebuie să intre. De exemplu, eu stau în fața camerei, în fața telefonului și tati trebuie să-mi pună șapcă și mustață, cum ar fi, și mami trebuie să mi le ia și să fiu fată, cum ar fi. Adică eu joc și rolul de băiat și rolul de fată. Și ei trebuie să se sincronizeze. Și părinții mei nu sunt dansatori, au fost în corul școlii când erau tineri, dar nu sunt dansatori. Și această explicație durează vreo 10-15 minute, apoi repetiția vreo 10-15 minute, apoi dublele, odată a fost o oră, ne-a luat ca să poată să ne iasă. La un moment dat chiar s-au enervat pe mine, iar eu le-am zis, nu vă supărați, eu mai încercăm o singură dată, care a fost probabil de 5 ori. Dar durează o oră și ceva, apoi durează vreo jumătate de oră, o oră să le editez. Există videoclipuri scurte pe care le fac, în care unesc tot ce am făcut într-o zi, daily talk-urile numesc eu, și trebuie să le unesc, îmi ia vreo oră, apoi trebuie să fac vocea pe spate, mi-a vreo 10-15 minute să creez textul, apoi 10-15 minute să găsesc un loc unde să le trag, pentru că de obicei sunt afară, la treabă și la alte chestii. Deci poate dureze o oră, două să faci un astfel de TikTok. Există oameni care creează VFX și pentru asta, wow, poate dureze și o zi, două. Dar nu m-am băgat încă în acest lucru. Și când făceam YouTube și să mai încep să fac, dura și o săptămână să editez un episod dintr-un serial, că asta era main thing la mine pe canal, cel mai important, făceam seriale pentru copii. Și dura o săptămână pentru un episod, apoi dura 2-3 zile să filmez un episod, iar o săptămână să-l editez. Și asta dura la mine, asta făceam eu tot timpul, editam, mergeam la liceu sau mergeam la facultate și aia era. Și cât ai investit? Timp. Sau... Și bani? Banii... Pentru că ai nevoie de anumite echipamente care să te ajute, calitativ vorbind, da, să iasă produsul așa cum ți-ai dorit. Ce a fost foarte interesant la mine și la fratele meu a fost că noi banii pe care îi câștigam din orice îi investeam în aparatură. Și așa noi ne-am construit o aparatură super tare cu care noi facem seriale și filme acum. Adică avem și cea mai tare cameră cu care filmăm pentru seriale de online, nu doar pe YouTube, ci și mai mare. Și banii pe care îi câștigam îi investeam într-o călătorie. Cu primii bani ai noștri am mers cu toată familia în turul Europei, când aveam vreo 12 ani, că noi de pe atunci câștigam bănuți din voci la desene animate și reclame și ce mai făceam, că nu era social media atunci. Dar da, se câștigă greu, dar e bine să știi să investești bine. Și în momentul de față, de exemplu, cum ești tu ca om în ceea ce privește banii? Vin banii, cu siguranță, da, dar la ce te gândești prima dată? Să-mi iau o geantă scumpă sau să-mi iau un obiectiv mai bun la cameră? Răzvan este cu tehnologia, clar. Fratele meu este tot ce înseamnă tehnologie în casă. A făcut casa super smart, adică avem boxe prin fiecare cameră și așa. Eu personal cu bănuții ori îmi iau haine pentru că mă simt bine să mă îmbrac frumos, ori... ori mă duc probabil într-o călătorie undeva, dacă vreau să merg mâine la Paris, zic, mami, hai la Paris. Dar nu fac de obicei așa o nebunie, că e puțin cam scump de pe o zi pe alta, dar ne permite. Deci te gândești totuși, da, să nu arunci, da, cu banii în stânga și în dreapta fără rost. De când eram mică, îi ziceam, mami, vreau păpușa asta, să zicem. Și mami îmi zicea, uite, mami, n-avem bănuți acum, că noi chiar am început de jos. Adică părinții mei, am stat împreună și cu familia într-un cămin studențesc, pentru că părinții mei erau studenți. Și chiar nu am avut niciun bănuț, dar încetul cu încet, datorită tatălui meu, care e destul de pasionat de afaceri, am reușit să facem bănuți din talentul nostru, din cântatul nostru, din CD-urile pe care le-am făcut atunci. Când mergeai la un concert de-al nostru, CD-ul cu melodiile noastre era biletul de intrare. Deci dacă nu-ți cumpărai CD-ul nostru, și așa oamenii aveau și melodiile noastre, și ăla era și biletul de intrare la un concert. Deci încetul cu încetul ne-am construit bănuții și am reușit în ziua de astăzi. De exemplu, premiera din America, am fost invitați, dar nu ni s-a plătit nici avionul, nici cazarea acolo și este extrem de scump. Așa că a trebuit de pe o zi pe alta să ne luăm avion, și eu și Răzvan. Și a trebuit să acceptăm toată familia că o să dăm o căruță de bani ca să putem să ne îndeplinim visul de a fi pe un covor roșu cu actorii noștri preferați. Puteam să zicem, băi, nu facem sacrificiul ăsta, dar pentru ce muncim? Nu ca să facem nebunii de genul, să ne îndeplinim visul? Pentru că ai menționat sursa de venit la început, și anume desenele animate, reclamele pe care le-ați făcut.
Spuneam și la început că ești în continuare vocea din spatele multor personaje de desene animate. Și aș vrea să te întreb dacă încă mai sunt copii care, în loc să te strige Andra, te strigă doctorița Plușica sau Sofia, pentru că mai ales pentru aceste personaje ești recunoscută. Da, da, e foarte amuzant, pentru că mămicile mă strigă așa. Îmi zic, uite, mami, uite pe Plușica, efectiv așa spun. Și mai e amuzant că eu sunt și Selena, sirena din serialul meu Sirenele de pe internet. Și toate fetițele și băieții, nu toate, dar multe mă strigă, Selena, ea e Selena, sirena mea preferată. Și e așa drăguț, deci mă strigă după personajele mele în general. Dar și Andra, Andra Gogan. E foarte amuzant că îmi spun tot numele, niciodată nu zic Andra, zic Andra Gogan, Andra Gogan. Da, cumva e eticheta ta. Da, da, da. Mă bucur că și numele de familie este acolo. Ce înseamnă de fapt voiceover pentru desene animate și ce te califică? Toată lumea poate să facă acest lucru, să devină vocea din spatele personajelor din desene animate? Trebuie să ai foarte multă energie, să fii acolo și să dai cu energie. Eu consider că e o activitate pe care cam oricine ar putea să o facă, dar în general actorii care au terminat o facultate sau cei care au făcut niște cursuri în domeniul ăsta sunt cei mai calificați, pentru că ei știu să poată să ducă vocea mai sus, mai jos, trebuie să facă un copil mic. De exemplu, odată am făcut-o pe Charlie din Baftă Charlie, a trebuit să fac o fetiță de 2 anișori și trebuia să-mi duc vocea foarte, foarte jos. Și lucrurile astea necesită niște experiență, dar în timp consider că fiecare, dacă exersăm, putem să facem voci la desene animate. Cât de apropiată trebuie să fie vocea ta cu cea a personajului original? Am văzut, de exemplu, că în America vocile sunt foarte micuțe, gen în stilul meu, vocea foarte micuță, doar că pentru că în România vocea nu prea e apreciată neapărat dacă e așa de subțire, am observat că sunt alese voci mai groase pentru diverse seriale unde dacă dau pe engleză, vocea este mult mai subțire. Deci nu e neapărat o regulă. Din păcate pentru mine că... Te-ai schimbat și tu timbru? Nu. Pentru nu, anumite personaje? Nu, de obicei există un acel personaj cu voce mai dulcică și subțirică. Da, e ok. Deci n-ai scăpat. De voci? De voci. Mai rar acum, fratele meu e chemat mai des la desene, dar mă bucur că am timp să fac alte lucruri frumoase. Seriale pentru copii, adică acum la rândul meu eu fac seriale și dacă va ajunge un serial internațional, va trebui să vin să mă dublez eu pe mine, deci... Cânti, pui voci, ești doctorița Plușica, Sofia, Selena, ești în top pe rețelele sociale și vorbeam și mai devreme de hate. Da. Dar aș vrea să te întreb concret, pentru că e imposibil, suntem oameni până la urmă, cât de mult te afectează hate-ul? Să ne gândim. În timpul unei zile, de exemplu, seara, odată la 3-4 zile, poate sunt un pic mai debusolată, dar nu de la hate. De la tot ce se întâmplă în jurul meu într-o zi întreagă. Știi, cum bebelușii plâng seara pentru că își acumulează toate frustrările, supărările, doar că nu le zic pentru că sunt bebeluși. Așa și noi, ca oameni, poate seara mai plângem de la... Nu dintr-un motiv anume, din mai multe motive și nu pot să rezolv situația, ci să lași plânsul să iasă, pentru că e bine să plângi și să elimini supărările. Probabil odată la, hai să zicem o dată pe săptămână, poate sunt mai tristă, dar în general mă trezesc dimineața cu energie și spun astăzi este o nouă zi, nu contează ce a fost ieri, astăzi pot să fiu mai bună decât ieri, că de fapt noi trebuie să ne comparăm cu versiunea noastră, să fim o versiune mai bună, să ne comparăm cu noi, nu cu altcineva. De aia și spun să nu stăm atât de mult pe social media ca să nu ne comparăm viața cu acelorlalți, că poate să devină destul de frustrant și depresiv. E nevoie de antrenament ca acest hate să nu te mai afecteze? Da, trebuie să ai hate ca să poți să știi să te lupți cu el. Adică, și cum te lupți cu el tu, de exemplu? Nu mă uit la comentarii sau dacă e un comentariu urât, le șterg. Sau mami se ocupă de asta câteodată, le șterge ea, câteodată bunica și în live-uri intervine. Ce faci? În live-uri, în live-uri nu, e mai greu. Nu e așa greu, că sunt mai multe... Zicea și mami că dacă într-o cameră e totul alb și e o bulinuță, trei bulinuțe negre, păi doar nu le bagi în seamă pe alea negre, că toate bulinuțele sunt albe. Adică e mult mai multă fericire în jurul meu decât supărare, așa că trebuie să o elimin încetul cu încetul, să intră pe ureche și să iasă pe cealaltă. Cum a reușit Andra Gogan să rămână cu picioarele pe pământ, având tot acest succes? Ce a ținut-o în realitate, de fapt?
Cred că și educația de acasă contează foarte mult, pentru că mami și tati ne-au crescut foarte bine. Mereu am întrebat pe mami, cum m-a crescut, că vreau să cresc și eu pe fata mea. Și am zice că ești cel mai bun copil din lume. Eu cred că faptul că am început de mici. Pentru că am început de mici și încetul cu încetul am avut uși închise, am primit șuturi în fund și ne-am ridicat și am mers mai departe și deși toată lumea ne dădea doar un degețel micuț, nimeni nu ne-a dat toată, nimeni nu ne-a ajutat la maxim, mereu oamenii ne-au ajutat câte puțin. Noi am învățat să luptăm singuri și să nu depindem de alți oameni. Și atunci când ești singur pe cont propriu, cu familia sau chiar și singur, poți să reușești în lumea asta și nu ești arogant și n-ai succesul peste noapte. De obicei, oamenii care au succesul într-un an, doi sau peste noapte, acolo e puțin mai greu. Pentru că te trezești brusc, faimos, lumea te știe pe stradă și consider că acolo ți-e locul. Dar de fapt, toți suntem la fel și toți suntem egali. Adică dacă oricine vine acum pe stradă la mine, eu îl tratez ca pe egalul meu. Asta trebuie să învățăm. La școală exista acea invidie că ești andragogan? Da, în generală. Și de aceea în liceu n-am zis nimic despre mine. Deci în clasa nouă nu știa nimeni că eu știu să cânt, să dansez. Eram o elevă normală în Iulia HD-ul și a fost totul foarte bine până când o colegă din clasa a cântat la Balul Bobocilor și am zis nu se poate așa ceva. Trebuie să cânt și eu la Balul Bobocilor. Și în clasa 10 am cântat și eu la Balul Bobocilor, dar da, a existat invidia, dar am încercat să mereu să îi fac pe oameni să se simtă ei speciali. Asta am învățat eu de când eram mică. Mă iubeam, am învățat să mă iubesc atât de mult pe mine încât am putut să dau iubire celorlalți. Mai mult decât să ies eu în evidență într-un grup. Într-un grup, dacă cineva voia să iasă în evidență, îl lăsam să iasă în evidență. Nu voiam eu să fiu cea mai tare. De la 3 ani ai început această călătorie în lumea artistică. Ai avut timp de copilărie la propriu? Nu știu, să ieși pe stradă, să te joci cu copiii, cu vecinii de pe stradă, fie cu mingea, fie anumite jocuri ale copilăriei. Ai avut timp da, de toate acestea? Da, da. Bunica mea mereu zicea, lasă mamă, nu mai vă întoarceți la 11 seara acasă, că trebuie să trăiască și ea copilăria. Dar să știi că chiar ieșeam cu bicicleta. În fiecare zi tati ne scotea cu bicicleta în Parcul Sebastian și ieșeam, ne jucam cu copiii acolo. Nu eram cunoscuți așa de tare la 10 ani încât să zică lumea să facem o poză. Că acum dacă ies în parc, e destul de greu, că nu pot să mă relaxez, sau în mall. De obicei îmi pun o șapcă și ochelari, dar copilăria mea a fost extrem de frumoasă și vacanțele le petreceam la bunici, ieșeam cu prieteni, am avut și eu îndrăgostelile mele, adică nu a afectat nimic faptul că eram artistă și youtuberiță. Chiar mi-am petrecut viața la maxim. În schimb, studenția n-am simțit-o, pentru că era chiar în perioada mea de YouTube și TikTok și tot ce făceam, dar mă bucur că am reușit să termin totuși o facultate în România și să fac asta. Apropo de prieteni, e greu să ai prieteni în postura ta? Da, asta e foarte greu. Dacă când eram mică era super ușor pentru că nu mă știa nimeni și nimeni nu se apropia de mine pentru numere sau pentru altceva. Acum, prietenii mei vechi din liceu și școala generală, încă țin legătura cu ei, doar că sunt toți la joburi foarte sus, IT-iști, medici, termin acum facultatea de medicină, prietena mea cea mai bună, nu au timp acum să stea cu mine sau să iasă cu mine, eu care am destul de mult timp, aparent, cu social media-ul. Și da, am prieteni care au venit, au stat lângă mine și au plecat. Și au plecat fără să lase loc de bună ziua. Au plecat pur și simplu, ba chiar creându-mi o imagine urâtă pe internet după ce au plecat, fără să fie ceva rău, pentru că noi i-am ajutat, am fost alături, au fost prietenii noștri. Vorbim despre colegi de breaslă? Da, da, din lumea social media, care și încă fac social media și lumea iubește, deși eu nu spun ce mi-au făcut mie și cum, cât de tare m-au rănit. Dar da, mi-e foarte greu să-mi fac prieteni și ăsta este un lucru negativ în lumea social media-ului, că nu poți să ai prieteni adevărat și nimeni nu poate să aibă încredere în nimeni. Și cum e cu încrederea asta în oameni? Ce trebuie să facă oamenii care se apropie de tine ca să-ți câștige încrederea? Pentru că presupun că trecând prin toate aceste experiențe cu oameni care au venit și au plecat într-un mod nu tocmai plăcut de lângă tine, e mai greu cu încrederea, nu? În ceilalți. Da. Destul de greu acum. Momentan trăiesc, am învățat să trăiesc momentul. Nu mai trăiesc în viitor. Nu mai zic, wow, noi vom fi prieteni pe veci. Nu mai spun asta. Spun,
Mă bucur că mă simt bine acum cu tine. Nu se știe ce se va întâmpla mâine. Deci, momentan, nu pot să mai am încredere în oameni, dar dacă se va găsi cineva care să, cu adevărat, să fie alături de mine în lumea asta, pentru că este o lume destul de dură, lumea social media-ului, atunci îi voi lăsa prietenia mea. De ce este o lume dură? Pentru că toată lumea vede totul roz în social media, cumva își găsesc refugiul în rețelele sociale, tocmai pentru a trece peste o zi proastă, peste un eveniment neplăcut. De ce e atât de grea lumea asta? Pentru cei care creează, e foarte greu pentru că este foarte multă concurență. E extrem, da? De când cu aplicația cea nouă TikTok este o concurență extrem de mare și, de exemplu, colaborările se împart între sute, 200, 300 de oameni care fac social media. Deci e concurență mare, oamenii sunt pe cont propriu, n-au nicio treabă, calcă pur și simplu și merg pe drumul lor, oameni egoiști în general, nu toți, o parte. Asta cu încrederea în oamenii cu care colaborezi. Deci e o lume grea, dar și frumoasă, pentru că noi putem să dăm voce unor lucruri frumoase pe care oamenii de la noi le ascultă și au încredere în noi. Deci sunt oameni care pot să îi facă pe alții să aibă o zi mai bună. Și asta ne ține în viață, cred, pe unii dintre noi. Aș vrea să te întreb un lucru, pentru că vorbești despre încredere și în momentul de față, cu siguranță, ai încredere totală, 100% în membrii familiei tale. Cei care trag cot la cot cu tine, sunt cu tine peste tot și te sprijină în absolut tot ce faci tu. Vine un impresar din Statele Unite ale Americii și spune: Andra, vreau să semnez cu tine. Ce faci în acel moment? Și cu siguranță este tentant. Da. Dar cum încerci să echilibrezi lucrurile știind că ai clădit tot ce ai clădit cu familia ta, dar totuși iată cât succes ai putea să ai dacă ai semnat cu acel impresar? În primul rând, discut cu familia. Răzvan este cel care ia decizia, deci fratele meu care e mai mic cu 3 ani, e cel care e cel mai inteligent așa din familia noastră. Și discutăm și ne dăm seama dacă merită sau nu acest efort. Cu siguranță nu o să-i dăm tot ce am clădit până acum. Cu siguranță o să-i dăm partea de internațional, de exemplu. Se va ocupa doar de internațional, tot ce înseamnă muzică și colaborări internaționale. Tot ce înseamnă România, n-ar avea de ce să se ocupe, că deja ne ocupăm noi foarte bine. Și în general, când vine un impresar la mine și că mai sunt și în România, le spun: băi, uite, noi pe parte de imagine și așa ne descurcăm foarte bine colaborări. Ce ne lipsește acum și cu ce am început, de fapt, este muzica. Acolo este puțin mai greu și este o luptă destul de mare în România. Deci, probabil, aș accepta dacă m-ar ajuta pe materie muzicală sau tot ce înseamnă internațional. Am face cumva să semnăm și cu el, dar să fie bine și pentru noi. Cât de atentă trebuie să fii tu, mama ta, familia ta și cu toate aceste contracte, pentru că sunt contracte stufoase, cu anumite clauze, trebuie să fii foarte atent, nu? Da, 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 dar mă bucur că de asta se ocupă mama mea și fratele meu și că atât când mama mea greșește ceva, Răzvan intervine și zice: lasă-mă să scriu mail-ul off. E foarte amuzant că noi chiar lucrăm în echipă și sunt multe glume pe care le facem, sunt și momente tensionate, normal, că nu poate să fie totul roz într-o afacere în familie, dar în mare ne simțim bine și mă bucur că i-am alături de mine și consider că familia e cea mai importantă. Dacă cineva nu se înțelege bine cu familia, trebuie să găsească o modalitate să se înțeleagă măcar cu un membru din familie, că ei nu o să plece. Membrii familiei o să stea cu tine acolo, chiar dacă nu te susțin. N-au cum să plece ca prietenii. Prietenii imediat pleacă, dacă vor. Și apropo de familie, foarte tare mi s-a părut faptul că nu i-ai lăsat în umbră pe părinții tăi. Da. Pentru că și ei apar foarte multe TikTok-uri pe care tu le faci și în TikTok-uri foarte amuzante. Chiar îi spuneam mamei tale când ați ajuns aici, îi spuneam că o cunosc de pe TikTok. Da, da, da. Mi se pare foarte amuzant și mi se pare drăguț că vin copiii să facă poze și cu ea și cu ta. Câteodată tati chiar zice: hei, mai fă și cu mine TikTok-uri, că doar pe mamii ta o știu. Da, nu. Mi se pare drăguț că ne distrăm până la urmă. Noi ne distrăm chiar dacă lumea comentează și urât și frumos. Noi vedem doar comentariile frumoase și
Chiar mami avea o zi proastă odată și i-am zis să-i facem un TikTok și era, hai. Nu avea neapărat foarte multă energie, dar a zis, hai, că fac. Și am râs o groază după ce l-am făcut, pentru că ne-a ieșit foarte bine și chiar i-am dat porția de energie și zâmbet în ziua respectivă. Mulțumesc tare mult, Andra Gogan, pentru că ai acceptat invitația noastră și ne-ai împărtășit din viața ta. Îți urăm mult succes pe mai departe, pentru că sunt sigură că ai foarte multe proiecte și nu te oprești aici. Scara ta încă n-a rămas fără trepte, nu? Nu. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și nu uitați, în fiecare vineri și sâmbătă, începând cu ora 23, scenă deschisă este aici, la Digi24.